Ok, oameni buni, salut! Un nou videoclip despre slice. Un sfat scurt, rapid, care te poate ajuta să execuți un slice mai bine. La tenis de câmp, evident. Sunt Alex, tenis la minut, îi dăm drumul. Am vorbit în alt tutorial despre a lovi mingea aproape de corp. Acum voi da elementul de bază pentru slice. Cum execuți un slice? În primul rând, continental grip, cum am mai explicat, priza ciocan, priza topor, shake hands with the racket. Aceste oasele mele cum sunt, nu sunt de-a lungul mânerului, ci așa, da? Priza continentală, continental grip, aceeași priză ca la servă. Vei pune pe latura a doua aceste două puncte, aceste două oase, acesta și colțul palmei de aici, pe acea latură. Care este ideea la slice? Să vii cât mai de sus. La slice trebuie să vii de sus în jos ca să dai backspin mingi, da? O lovești și ea se învârte așa, da? Un backspin pentru a rămâne foarte jos, pentru a nu sări mult atunci când aterizează în terenul advers. Care este ideea la slice? În primul rând, două elemente esențiale de bază la slice, nu foarte complicate, pe care dacă le urmați, veți începe să executați lovitura de slice tăiată mult mai bine. În primul rând, nu trebuie să fii frontal către adversar, către ținta, da? Da? Trebuie să fii lateral, să fii cu pieptul în lateral, da? Deci total, picioare, shoulder, umeri, lateral și chiar umerii și pieptul se vor răsuci și mai mult când te pregătești să lovești slice. Nu vrei să pleci de aici, vrei să pleci de aici. Observați această mână dominantă, mâna dreaptă care e în față, da? Vine în spate aici și astfel obțin această înșurubare a corpului, da? Shoulderurile sunt orientate în lateral și umerii, pieptul meu undeva în spate, da? În diagonală spate. Sunt aici și racheta sus și o țin cu mâna non-dominantă, racheta aici, esențial. Și plec de sus de aici, am rotația aceasta a părții superioare a corpului și vin spre minge. Și cam asta este lovitura de slice, primul element. Ok, continuăm cu elementul de bază pentru lovitura de slice. La tenis de câmp am spus foarte important să te întorci. Totul trebuie să fie lateral, corpul, da? Șoldurile în lateral, eu vreau să lovesc încolo, șoldurile vor fi în lateral, sunt dreptaci, vreau să lovesc de pe partea asta slice-ul, da? Slice-ul se dă, pentru mine, slice de rever, evident, slice de backhand, șoldurile aici și pentru că ridic racheta și o țin de gâtul rachetei, mai ales pentru că eu execut reverul cu o singură mână, atunci, clar, întotdeauna am mâna non-dominantă pe gâtul rachetei. Aici, la fel, continental grip, racheta sus. Și acest scot, mâna non-dominantă, este undeva sus, ține racheta sus. Al doilea element foarte important și ridici racheta cât mai sus. Mâna non-dominantă care ține gâtul rachetei, susține racheta. Această mână dominantă cu care vei lovi, cu care vei ține racheta atunci când lovești, trebuie să fie relaxată în acest moment până la lovitură. Pentru că ținem racheta cu mâna non-dominantă. Și o ținem sus. Și observați capul rachetei este așa, da? Este aici. Cu cât mă răsucesc mai mult cu partea superioară și cu cât ridic racheta mai mult, cu atât vin mai de sus și vin cu mai multă energie în minge. Țin aici o contră rachetei și când îi dau drumul, ea se duce foarte puternic în minge. Astea sunt cele două elemente esențiale pentru slice-ul de backhand. Spriți-te că bine pe partea aceasta, poate o minge mai agresivă, joasă, tare și vrei să o blochezi cu slice, să iei din ritmul de joc și te pregătești, te întorci lateral, deci split, întorci lateral, pășești și te răsucești foarte mult cu partea superioară, racheta sus, poate chiar ajunge aproape orizontală racheta și aici deasupra umărului stâng, da? Și vii de sus în jos și lovești mingea și urmăriți și clipul celălalt cu un detaliu esențial despre locul în care vrei să faci contactul cu mingea atunci când execuți un slice. Deci astea sunt cele două elemente, du-te în lateral, răsucește de mult, racheta sus, ține-o cu mâna non-dominantă ca să ține racheta aici, ca să plece racheta cât mai de sus. Eventual pentru începători puteți veni mai de jos, e aceeași mișcare, dacă ții fața rachetei un pic deschisă, da, cu acest continental grip, puteți veni și de aici către minge și încercați să țineți mâna stabilă.
Sunt Alex Tenis la Minut, sper că v-a ajutat. Dacă da, lăsați-mi vă rog un comentariu, spuneți-mi cam ce nivel aveți, dacă jucați la competiții, ce ați vrea să vedeți pe canal. Dați tag și spuneți și unui prieten despre acest canal. Sper eu și cred eu cam unic în România cu tutoriale în limba română despre tenisul de câmp. Și astfel mă ajută și pe mine doar să cresc un pic mai mult pentru a face în ce mai multe tutoriale pentru voi. Baftă!